Domnul director, lung e drumul până la aici, dar mort am mers de la poartă până la cercetare aici. Așa este, ne-am ascuns aici, în spatele curții, unde nu ne deranjează nimeni. Da, chiar că e liniște, da. Aici e și un spațiu verde este nemaipomenit. Este liniște, e frumos. Bine ați revenit în compania Romvac. Bine v-am regăsit. Domnul director, știți de ce am venit? Am discutat mai multe episoade despre noile creații, hai să le spun așa, pentru că Romvacul era consacrat pe vaccinuri și medicamente de uz veterinar după aceea. Dar produce și altceva și am vrut să văd ce și cum și unde și ce stă, de fapt, în spatele acestor noi creații. Păi ați venit exact unde trebuie. Suntem aici la laboratorul de cercetare, dezvoltare și vă invit înăuntru să vedeți la fața locului cam cum decurg treburile. Și să-mi povestiți înăuntru despre toată despre tot ce faceți, nu? Despre tot ce facem, da. Păi să mergem. Și aici toată inima, să spun așa, cercetării, să înțeleg așa? Nu. Treaba care este? Noi avem două tipuri de cercetare. Cum adică două tipuri de cercetare? Da, până în urmă cu câțiva ani, toată cercetarea la noi era făcută în spațiile de producție. Deci fiecare laborator pe lângă fiecare secție de producție avea și teme de cercetare care se ocupa practic teme prin care cerceta viitoarele produse pe care să le execute, să le producă în secția respectivă. În urmă cu vreo 5 ani am înființat un laborator numai pentru cercetare, dezvoltare, asta în urma rezultatelor care le-am obținut în testele preliminare cu produsele pe care acum le folosim pentru uz uman. Și avem acest laborator de cercetare dezvoltare care este specializat în primul rând pe produse pentru uz uman. Dar pentru a ilustra și a vedea tot ce se întâmplă, vă invit să vizităm laboratorul și să stăm de vorbă la fața locului. E, regulați. Așadar, punctul forte. De unde pleacă, mă rog, de-ale mințile strălucite de aici, unde pleacă realizarea tuturor produselor dumneavoastră. Da, avem aici un laborator de cercetare în care sunt în care lucrează specialiști chimici, biochimici, medici veterinari, biologi, deci toate specialitățile. Cred că este laboratorul în care avem cele mai multe persoane cu studii superioare. În acest laborator se face cercetarea pentru produsele de uz uman. Produsele de uz uman, care tot am vorbit noi, imunoinstant și altele? Gama imunoinstant și celelalte comprimate. Parcă v-am spus la un moment dat de ovo cald pentru osteoporoză și, eu știu, densitate scăzută, densitate osoasă scăzută, rodia, deci pentru durere articulare, toate sunt numai produse din ou, din oul hiperimun categoric. Noi dezvoltăm gama în continuare pentru că, așa cum vă spuneam la un moment dat, produsele noastre pot fi utilizate în foarte multe domenii cu condiția să fie testate, să fie realizate pentru acest domeniu și să fie testate. Cum numărul bacteriilor care sunt patogene pentru om este foarte mare, noi deocamdată am ajuns doar la 16 bacterii, dar putem să mergem în continuare. Faceați la un moment dat într-o discuție a noastră o comparație cu cheia franceză. Da, deci eu zic că produsele noastre nu sunt un panaceu universal, dar are și el niște, au și ele niște limite, dar din fericire pentru noi aceste limite nu au fost atinse, pentru că până acum, discutând de imunitatea organismului, practic în toate afecțiunile unde am folosit aceste produse, rezultatele au fost îmbucurătoare. Deci rămâne ca aceste rezultate să le confirmăm prin teste aprofundate, astfel încât să putem să spunem, da, domne, produsul ăsta merge pentru afecțiunea asta, produsul ăsta pentru afecțiunea asta. Deci reglați produsul, cantitatea, diversitatea, funcție de afecțiunile pe care le are, exact cum făceați comparația respectivă. Păi asta vă spuneam, că produsul nostru are un mare avantaj pentru că putem să-l dirijăm funcție de pacient. Deci noi avem aceste produse standard, spunem noi, care sunt, eu știu, imunoinstant multiplu sau imunoinstant
organ specific, dar atunci când pacientul care vine are altă infecție care nu se regăsește, deci cu o bacterie care nu se regăsește în spectrul nostru, putem să-i facem un tratament personalizat. Deci produs, deci adică să-i recoltați? Recoltăm probe de la pacientul respectiv, pacient, da? Izolăm bacteriile care sunt, le cultivăm, facem vaccinul și îi facem un tratament personalizat. O să vedeți în camera frigorifică, avem seturi de ouă cu persoana respectivă, Popescu, Vasilescu, Ionescu, cu infecția care o are și cu tratamentul respectiv. Deci cu tratamentul. Discutând de suplimente alimentare, nu putem spune că e tratament. Este un adjuvant, dar din fericire pentru noi, aceste suplimente alimentare sunt mai bune decât oricare antibiotic. Dar, conform legii, nu avem voie să spunem că tratăm. Am înțeles. Dar sunt benefice omului și întăririi imunității organismului. Da, rezultatele sunt foarte bune. Am sezizat, tot într-o întâlnire anterioară, am întâlnit pe cineva care solicita chiar produsele de acest gen să le ducă în străinătate. Aveți asemenea solicitări? Da, avem solicitări. Deocamdată suntem în discuție cu parteneri din Germania. Acum avem pe cineva din Italia care a venit pentru că s-au documentat, s-au convins că produsele noastre sunt foarte bune. Ideea este ca aceste persoane trebuie să se documenteze în primul rând în ce condiții suplimentele alimentare pot fi importate în țara respectivă, după care să completăm, să asigurăm înregistrarea suplimentelor respective acolo și să le vindem. Deocamdată, da, un regim special importurile de suplimente alimentare, că sunt ei altceva decât medicament. Nu știu, pentru că fiecare țară are specificul ei. Corect, nu știu, da. Care este, de asta spun că fiecare să se documenteze în primul rând ce condiții trebuie să îndeplinite acolo. Ca să poată să le importe, este, da. Ca să poată să le importe. Deocamdată produsele noastre circulă, eu știu, în valiză, toți care pleacă prin străinătate duc produsele și tot primim mail-uri de la diverse persoane care le-au utilizat și a zis, doamne, în sfârșit am scăpat de infecția cu E. coli după ani de zile. Am primit un mail din America. N-aveam de unde să știu că produsul nostru a ajuns în America la o persoană care zice că avea infecție cu E. coli de 30 de ani. Și zice, doamne, am folosit produsele noastre și am scăpat, mulțumesc Dumnezeu că acum sunt un om sănătos și nu mai am probleme. Și parcă văd că în zilele următoare, lunile, anii următori, Canada va cere să importe unui stand la rumbac. Am avut o familie din Canada care a venit pentru tratamentul psoriazisului. Deci informația circulă și cei interesați ne vizitează. Deocamdată cei interesați vin la noi la sediu, până când produsele noastre vor ajunge în alte țări. Am vorbit foarte mult despre imunoinstant. Aveți și alte rezultate și alte produse pe care le realizați în laboratoarele dumneavoastră, în sectorul nostru de cercetare. Noi avem foarte multe produse pe care le cercetăm. Acum aș vrea să reamintesc că Romvacu este producător de medicamente și vaccinuri de uz veterinar. Corect. Rezultatele foarte bune obținute în medicina umană nu vrem să ne îndepărteze de practic de specificul nostru. Astfel că aceste produse imunoinstant acum le-am creat și pentru administrarea, de exemplu, pentru bovine, pentru mastite. Avem deci imunoinstant foarte bine creat poate fi pentru, da, deci am recoltat în general mastitele sunt produse cam de 8 bacterii, Escherichia coli, micoplasmă, stafilococ, streptococ, enterococcus. Deci am recoltat aceste bacterii, le-am cultivat și am făcut un produs care este specific imunoinstant VOC. Vacă, oaie, capră, care este special pentru tratamentul mastitelor la bovine, ovine, caprine. Ideea este că în momentul în care fermierul folosește acest produs, el nu dă reziduri, practic laptele, dacă este o mastită subclinică, laptele poate fi utilizat în continuare, nu e ca atunci când folosește antibiotic și trebuie laptele distrus. Da, timp deci, de pauză, 7 deci zile, 14 este, zile. Este un avantaj, timp de așteptare zero, de așteptare, deci da. Este un avantaj foarte bun pentru fermieri. Produsul a început să fie solicitat și rezultatele utilizării lui sunt foarte bune. Bravo, felicitări! Ce ne mai arătați?
Păi să mergem să vedeți cum se testează aceste produse, pentru că important este că produsele noastre nu ajung pe piață decât după ce sunt testate din toate punctele de vedere, în primul rând reacțiile calitative, să vedem că substanțele respective, adică ce am urmărit noi, imunoglobulina, reacționează cu ce vrem, după care facem testele cantitative. Folosim metode de finețe, imunodifuzie în gel de agar, imunodifuzie radială, ELISA, eu știu, cromatografie în gel, deci avem tot felul de metode care ne dau informații despre aceste produse. Păi, să mergem. Mergem.